Nobel, avem primele imagini cu avionul în care se afla primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, când a fost ridicat de procurorii DNA și care a fost vizat de alerta cu bombă în această dimineață. Avionul urma să ajungă la München, în Germania. În imagini pot fi văzuți angajații Serviciului Român de Informații de la Brigada Antitero și pasagerii care sunt verificați la ieșirea din avion.